Tu stai pe canapea, te pui în pat, emiți gânduri pozitive. Sunt în natură, sunt în mijlocul naturii. Soarele îmi atinge fața, razele sale călduroase îmi ating fața. Este liniște în jur și în această liniște păsărele cântă. O ușoară adiere de vânt mi atinge și ea fața. Mă simt liniștit, liniștită, așezată în pace. Totul este în regulă cu mine și cu întreg univers. Pace, liniște, bucurie. Bun, se termină lucrul acesta și deschizi ochii. A dispărut mizeria? Va trebui să te apuci să faci curat? Va trebui poate să bagi mâna prin niște colțuri unde este mizerie că n-ajungi cu altceva? Poate că da. Se va ridica puțin mai mult praful pe în casă? Da. Gunoiul când îl vei strânge va arăta foarte frumos? Nu. Trebuie să pui tu mâna pe el să-l duci jos? Da. La asta mă refer. La a admite că există acest aspect, a nu-l nega. Pentru că dacă îl negi, mizeria nu va dispărea. Iar tu în meditație, meditația pe care o făcusei, de exemplu, acesta este exemplu, ai creat de fapt o bulă spirituală. Pentru că atunci când ai deschis ochii, mizeria era în continuare acolo. La asta mă refer. Să admitem că există și aia și aia, să nu le mai negăm.